Corvinul Hunedoara a cucerit Cupa României după ce s-a impus la loviturile de la 11 metri în disputa cu Oțelul Galați de la Sibiu. Echipa are șanse mari să joace în preliminarele Europa League. Hunedorenii așteaptă să primească licența pentru cupele europene pentru a se putea gândi la preliminarele din vară. Corvinul nu are coeficient UEFA, astfel că va intra în primul tur al preliminarilor. Lista adversarilor este una complicată. În primul tur pot da peste câștigătoarele de cupă din Danemarca, Grecia, Ungaria, Croația, Cipru, Suedia sau Polonia. Pe lista adversarilor apare Silkeborg din Danemarca, echipă ce a administrat un dublu 5-0 FCSB-ului acum două sezoane. Paschi din Ungaria, Malmö din Suedia sau Wisla din Polonia pot fi adversarii Corvinului, ce din urmă sunt tot din a doua divizie. Alături de aceste echipe mai pot apărea nume precum Omonia sau Pafos din Cipru, Dinamo Zagreb sau Rijeka din Croația sau Panathinaikos sau Aris din Grecia, unde încă nu s-a jucat finala cupei.